voi încuraja foarte mult audiențele online. Tocmai de aceea îmi propun ca începând din luna mai, o dată la două săptămâni, prin intermediul unui canal de comunicare susținut de o rețea de socializare, să demarez un program de audiențe cu constanțenii, indiferent de online, pentru că am constatat și eu că este ineficient. Joia, de exemplu, este o zi în care, cel puțin domnul viceprimar Săuțeanu este sufocat, aproape nu are timp să facă nimic toată ziua. Acesta va fi un prim demers, să încercăm să ieșim online cu audiențele. Un al doilea demers, de îndată ce ne vom construi instrumentele de rezolvare, de răspuns la problemele pe care ni le ridică cetățenii, va fi să mergem în cartiere, adică să abordăm sectorial fiecare cartier din oraș, să ne întâlnim cu cetățenii la fața locului, pentru că este destul de neplăcut să aștepți o perioadă destul de lungă să intri în audiență pentru a primi un răspuns care de multe ori nici măcar nu este de competența celui care dă răspunsul, și celui mai făcut solicitarea, dar era pentru cine? Altcineva. Cred că aici ar trebui să existe un proces biunivoc de educare. Atât municipalitatea să se educe în funcție de ce își doresc constanțenii și constanțenii să învețe care este de fapt rolul, care sunt atribuțiile, care sunt competențele municipalității. În pielea postului constanțean, chiar în situația obținerii unei autorizații de construire. Și vă spun sincer că mi-a fost destul de greu să identific toate locurile în care trebuia să merg și să solicit aviz. Da? Plus că fiecare are program diferit, fiecare are alte taxe, fiecare condiționează eliberarea avizului de un aviz anterior, dar nu știi niciodată care este ordinea de obținere a avizelor. Tocmai de aceea am născut o discuție cu conducerea Consiliului Județean și intenționăm, de fapt am și delegat două persoane, una la nivelul Consiliului Județean, una la nivelul administrației, să identificăm posibile soluții de achiziționare în comun a unei construcții existente sau unei suprafețe de teren în care să construim un centru unic de servicii publice. Este un proiect ce va necesita, în schimb, timp, dar dacă nu îți propui și nici nu încerci vreodată, nu o să ajungi la un rezultat. Revenind la procedura de audiențe, știu că este complicată, îmi cer scuze că nu am modificat-o, nu am știut cum să o modific. Cred că ea va trebui modificată corect după ce facem reorganizarea organigramei. Evident că după organigramă va urma o perioadă de o lună, două, până când organigrama va deveni funcțională, dar cel puțin în ceea ce privește audiențele primarului, canalul online cred că va fi o soluție mult mai facilă și mult mai accesibilă, în special tinerei generații.